Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Marian Andronache, președintele Partidului Mișcarea Populară Suceava și liderul național al aleșilor locali din acestui partid. Am vorbit despre ceea ce ai gândit la nivel național, ce se va stabili în congres, ce se va discuta la acest congres din 25 martie. Cum vedeți, eu știu, această alianță la nivel local, la nivel județean. Cum ați spus în partea a doua, PMP are structuri, da? În tot județul. Asta e foarte bine, organizați, mă refer. Forța Dreptei, mai puțin, nu știu dacă există un primar, dacă mai e rămas în acest partid. USR-ul, gândind după cum se comportă în Consiliul Local, îmi permit eu, slab, să spun, în afară de domnul Nichiforel. Recunosc. Cum gândiți această alianță aici? Condițiile în care? Să punem din acest punct, domnule președinte, sunteți consilier județean, ați fost viceprimar, știți cum se discută în Consiliul Local. USR-ul și PSD-ul în Consiliul Local Municipal Suceava continuă să fie liderilor, continuă, sau aleșilor, continuă să fie vocali, că au dreptate, că n-au dreptate. În general, vor imagine. În schimb, aleșii PMP vin cu argumente, sunt mai temperați și ai senzația că sunt, cum să spun eu, în siajul executivului local, da? Care e reprezentat în bună parte de PNL. Și aici cineva s-ar putea să pice în această capcană, da? Să spună, ei sunt... fac blat cu primarul, viceprimarul liberale, ambii liberali, pe când, uite, cei de la PSD și USR, uite, combat de multe ori, eu înțeleg, poate moral, poate ideal, arată bine, dar există o legislație care coordonează, da, aranjează anumite chestiuni când iei decizii, când supui votului anumite proiecte de hotărâre de Consiliu Local. Deci pornim de la acest punct de vedere și cum credeți că va fi un tablou, cum va fi această alianță? Da, pentru că unii în Consiliul Local, și nu mai repet de acum, mă refer PSD-USR, vor imagine. Da, eu zic că pentru imagine, nu că nu cunosc legislație, nu cunosc administrație. Hai să-i scotem. A început campania electorală cumva, normal. Da. Tot timpul e o campanie electorală. Da, cum văd această alianță la nivel județean. Bun, deocamdată n-am ajuns până acolo, chiar am discutat la ultimul colegiu național și o să luăm legătura în fiecare județ cu conducerile partidelor, Forța Dreapta și USR, așa pentru o primă discuție, o primă tatonare, să vedem cum stăm fiecare în județ. Nu am făcut lucrul ăsta încă în Suceava. Forța Dreapta nu cunosc, nu are un președinte în județul Suceava. USR-ul are o președinte, știu că au avut alegeri mai de curând, are un birou politic județean, președintă doamna Ursu, nu o cunosc personal, o să o contactez, nu știu, probabil, poate după congres, sau chiar și înainte să purtăm o discuție. Dar ceea ce știu și de la USR, fiind vorba, sau hai să vedem un pic cum stau ei în județ. Avem mai mulți consilieri locali decât USR-ul. USR-ul are 3 primari în județ. Avem consilieri județeni, 5 consilieri județeni PMP-ul, ei nu au consilieri județeni. În schimb au un deputat și aveau și un senator, dar care în momentul ăsta e PSD, parcă, nu? Da. Bun, eu cred că poate fi o discuție foarte corectă și bazată pe principii clare, într-adevăr, să vedem cum stăm. Sunt convins că... Votul din 2020 a spus clar la nivel național și aici. Partidul cu numărul 3, da? PMP. Aleși local, da. Da. Sunt convins că ne putem completa. Deci hai să zicem că nu vorbim de Forța Dreptei, deși poate să apară ceva. Da. Vedem la momentul potrivit.
Sunt convins că USR-ul, până OAT-urile în care suntem noi mai puțin reprezentanți, să zic mai slabi, pot fi ei mai puternici. Ceea ce e foarte bine, asta ar fi idealul. Dar și unde, OAT-urile unde avem și noi, au și ei consilieri locali, se poate ajunge la un consens fără probleme. Da, dacă discutăm de cazul particular municipiul Suceava, da, până la urmă municipiul Suceava, alianța de la guvernarea locală este PNL-USR, da? De asta discutăm. Există viceprimarul USR? S-au angajat la această alianță să o ducă până la capăt. Că după 3 luni sau 4 luni nu și-au mai dorit-o. Da, ok, nu mai vrei alianță? Ești din alianță. Da. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Dă-ți și demisia din viceprimar. Da. Nu? Da, corect. Asta mi se pare corect. N-au făcut-o. Acum ei... Da, se duc cumva alături de PSD, doi consilieri locali, dar doi consilieri locali, după cum am înțeles și de la cei de la USR, nu mai sunt reprezentativi pentru ei. Da? Pentru partid. Pentru partid, pentru USR, da. Ei acum sunt cam independenți, așa, sau independenți pro-PSD, cumva. PMP-ul. Bun, dar lucrurile astea ar putea rezolva ca într-un partid absolut normal. Există foruri, da? Care pot lua decizii, da? De excludere din partid, retragerea sprijinului politic. Bine, e mai greu să-l scoți din... E mai greu, ține minte că doamna Ursu era președinta filialei municipale. Da, da. La un moment dat și... Bun, dar măcar să ai o atitudine, să spui, domnule, gata, da. Noi sunt trei oameni acolo care nu ne mai reprezinte pe noi USR-ul, adică să nu o lăsăm, să nu o scăldăm așa. Nu știu, o să vedem, o să avem discuțiile, bine, o să avem discuțiile pentru această alianță. Și oamenii ăia sunt pe cont propriu exact de acum, nu ne mai reprezintă în Consiliul Local, îmi pare rău. Vedem exact cum stau și ei în raport cu consilierii de la municipiul Suceava. PMP-ul, eu le-am cerut consilierilor locale PMP, dați vot pentru cetățenii Sucevei. Au fost promovate și câteva proiecte, da? Da, discuțiile pentru buget s-au făcut întotdeauna promovând proiecte ale PMP-ului și atunci nu aveai cum să fii contra dacă îți acceptă acele proiecte. Bineînțeles că nu la toate hotărârile de Consiliu Local sunt pentru, la unde mai votează contra, că tot a fost discuția asta cu buzul ăsta mai de actualitate. Consilierii PMP au fost contra prima dată, contra acestui puz. Da. A doua oară l-a retras primarul de pe ordinea de zi, după care s-a cerut întrunirea Comisiei de Urbanism a consilierilor USR. Au fost și cei de la PMP care erau în Comisia de Urbanism, cu arhitecții, cu proiectantul. Da, comisia tehnică. Comisia tehnică. S-a ajuns la un numitor comun, totul a înțeles și cei de la USR că totul este legal, că ei spunea că vorbeau de legalitate. Da. Totul a fost legal și din punct de vedere tehnic este ok. Din acea ședință s-a ieșit că e în regulă puzul respectiv și atunci ce s-a întâmplat ultima dată că s-a votat, mie mi se pare o normalitate. Păi atunci pentru ce ai mai făcut acea întâlnire care ai cerut-o? Unde ai fost lămurit. Unde ai fost lămurit și n-ai avut nimic de spus să spui atunci în presă, să ieși, nu-i corect. Sau... Nu, toți au ieșit bine mersi de acolo. Acum, o să vedem ce o să se întâmple și eu știu dacă într-adevăr cetățenii de acolo vor sau nu vor, pentru că discuțiile astea că e un cutremur și pică, din contra, dacă vorbești cu profesioniști, cu constructorii, o temelie a unui bloc întărește acea zonă, că nu e o zonă de alunecări acolo. Că se zice că e un talus, dar întărește porțiunea respectivă și în cazul unui cutremur chiar mai stabil va fi. Da, da. Bun. Astea sunt discuții așa mai
Dar până la urma urmei lucrurile se vor așeza, spuneți. Eu sunt convins că se vor așeza. Adică, vorbim de alianță. Da, da. La nivelul județului Suceava. Da. Da, sunt convins că putem sta la discuții ca niște oameni normali și să stabilim exact. Pentru că de la național se va stabili un algoritm. Da? Da. Ala va trebui clar respectat și la nivel județean. În momentul în care la un anumit județ nu se poate și nu se pot pune cap la cap conducerea partidelor să ajungă la un consens, atunci va intra conducerea națională în discuții în acel județ. Da. Și până la urmă lucrurile, sunt convins că această alianță va funcționa. Da. Vom vedea. Domnule președinte, sunteți vechi în, și apropiat de administrația publică locală. Ați deținut și funcții. Am atins un pic chestiunea legată de buget. În această perioadă, de fapt, pe la sfârșitul anului trecut, începutul anului acesta, mulți primari și-au terminat deja cerneala din stilouri, la câte semnături au pus pe o grămadă de proiecte. Pur și simplu suntem copleșiți prin aceste anunțuri că s-au semnat și se semnează în continuare proiecte pe PNRR, pe PNDR și așa mai departe, pe Angel Salini și așa mai departe. Sunteți consilier județean. Și în partea a doua ați introdus așa această discuție. Să fim optimiști, sunt bani pentru aceste proiecte. Există știm și foarte bine, știm foarte bine, de la semnătură până la măcar începerea lucrărilor, nu până la finalizare. Ele lucrurilor. Sunt prinse la finanțare. Proces. În mod normal, banii sunt. Da. Banii sunt, bani care trebuie să deci să fim optimiști, să ne menținem această stare pozitivă. Acum, 2023-2024, da, va fi un an a investițiilor puternice, dacă vorbim la nivel județean de proiectele PNRR ale primarilor și cred că multe dintre ele se vor face. Dar depinde într-adevăr și de banii care vor veni, sumele care trebuie să mai vină și dacă nu ne blochează cu, avem condiția asta cu eliminarea pensiilor speciale. Da. Și dacă nu o rezolvăm, în două săptămâni, parcă mai avem, două, trei săptămâni, nu vor veni 3 miliarde și ceva. Bașca că s-ar putea să ne mai ai înapoi și din ce ne-a dat. Deci aici o mare problemă. Nu știu de ce până la urmă PSD-ul, pentru care Ministerul Muncii nu rezolvă problema asta. Eu mi-l aduc aminte pe ministrul Budăi din când era PSD-ul în opoziție, ce idee avea și cum rezolva el pensiile speciale. Păi dar asta, erau rezolvate, asta e o problemă întotdeauna. În opoziție ai toate rețetele posibile pentru... Acum nu mai știe cum să facă. Acum... Bun, unde-i blocajul? Din experiența dumneavoastră. Unde-i blocajul? Sau ce este atât de netrecut? Bun, probabil de constituționalitate și așa mai departe, dar chiar nu există o posibilitate? Ați eu înțeleg că la noi sunt lucruri care nu s-au așezat. Am avut pensionari, oameni fără pensii sau pensie de CAP și așa mai departe. După 30 de ani, lucrurile tot s-au mai așezat. Sunt inechități. Nu le putem rezolva atât de rapid, dar totuși cu aceste pensii. Se pot rezolva. Se pot rezolva. Până la urmă, cei care au luat pensiile speciale foarte mari, n-ai ce să le faci. E un bun câștigat, vor merge în continuare. Dar rezolvă de acum încolo, pentru că nu îți cere Parlamentul European să-i tai pensia, dar de acum încolo să meargă pe principiul contributivității sau să micșoreze acel procent de acum încolo. Nu mai mergi cu 85% din salar, dar erau pensii care erau 100% sau mai mari decât sau mai mari, salarul. 120%. Bun, acolo se poate interveni legal? Nu mai poți interveni pentru că e bun câștigat. Bun câștigat. Că vor fi procese bun, și le vor câștiga. Dar de aici încolo rezolvă-le. Pentru că oamenii aceia merg, dar să nu mai fie de acolo încolo inechitățile astea. Da, aici trebuie să, dacă vor să încerce să le ia celor din urmă, nu niciodată vom rămâne blocați. Și a contestată și la, eu știu, la Curtea Constituțională,
și ai blocajul ăsta la Uniunea Europeană și nu primești fondurile. Gândește-o în așa fel încât să nu fie atacabilă. Nimeni nu te poate ataca dacă de acum încolo vei da, nu știu, 65% sau cum spuneau din ultimul salar. Bun, și atunci de ce se naște această idee așa de greu? Cineva vrea să-și aroge o inițiativă mai bună decât alta sau cum? Adică ne întrecem în inițiative? Eu cred că sunt interese, aici discutăm la fel și de voturi, că se pierd voturi probabil. Da. În Parlament mai sunt și judecători, foști judecători. Discuția asta cu armata, cu pensiile din armată, care, într-adevăr, eu nu le văd pensii speciale și trebuie să le clarifice. Da. Sunt... Bine, și la judecători, sunt anumite, și procurori, sunt anumite segmente care sunt privați de anumite drepturi în timpul activității lor, nu? Da, profesionale. Profesionale. Armata, la fel, n-ai voie să părăsești locul, n-ai voie, nu ai știu plecat, ce. Ai plecat, trebuie să anunți. Ai plecat, tot timpul trebuie să fii, se anunță, mai ales în perioada asta, să faci nebunia asta să le tai, eu știu, nu știu ce pensii care sunt în derulare acum. Da. Nu poți. Război e aici și tu iei măsura asta și ai supărat pe toți din armată. Dar trebuie să o faci în așa fel încât să totul să funcționeze. Plus, nu ai cum să nu poți să o faci măcar să mărești vârsta asta, că nu-i corect la 45-48 de ani să ieși la pensie. Da. Da, înțeleg, la un 55, hai, la un 60, deci pe aici să fie undeva. Da. Da. Dar ia niște măsuri și bagă-le în discuție și dă proiectul ăla să la probe în așa fel încât să putem rezolva să vină și banii, că nu cred că așteaptă Uniunea Europeană mari minuni de la eliminarea acestor pensii speciale. Nu le elimini, dar iei niște măsuri clare pentru pe viitor. Pe viitor, da, să nu mai fie aceste cheltuieli. Bun, legat de ceea ce ne așteptăm, să zicem că rezolvăm și nu vom fi penalizați. Avem, ați fost viceprimar, ați participat la acele comandamente tehnice legate de investițiile dezvoltate pe raza municipiului reședințe de județ. Există forță de muncă mai pe direct, ca să spun așa. Dacă, să zicem, intrăm cu excavatoarele, intrăm cu toate, în toate comunele, în toate UAT-urile, în toate orașele, municipiile, când ne apucăm de treabă. Da, chiar asta am discutat la ultima ședință de Colegiul Național. Am avut și întâlnire cu primarii noștri din țară. Problema asta într-adevăr e și mai ales cei din Ardeal au ridicat-o. Au foarte multe proiecte, sunt foarte multe proiecte la finanțare, dar sunt îngroziți că n-o să fie firme la licitație. N-o să avem constructori care să facă toate aceste lucrări. Nu știu, vom vedea. Acum sperăm să fie banii și eu cred că banii vor fi mai ales pentru UAT-uri. Nu sunt convins că vor fi pentru investițiile mari, pentru, vedeți, deja problema cu spitalele regionale. Se discuta de 8, nici nu mai știu câte au mai rămas. Am să discuta, rămăsesc numai 3 în discuție. Iașiu, Craiova și Clujul. Da, și ceva modernizări. Și ceva modernizări, dar și la Iași nu mai știu ce s-a întâmplat, că nu mai știu în ce fază sunt. La fel cu autostrăzile. Autostrada, hai să vorbim de Ungheni, Iași, Târgu Mureș. Trebuie să obții banii, trebuie până în 2026 să termin lucrarea la această autostradă. E în faza de proiectare, 6 luni proiectarea, s-au câștigat 2 tronsoane, 6 luni proiectarea, 24 de luni execuția. Din nu știu ce moment de la avizarea documentației, care încă nu cred că nu e gata, încep cele 6 luni de proiectare. Deci hai zicem că în martie, acum încep 6 luni de proiectare, te duci în septembrie și faci 24 de luni execuție, adică undeva în 2026, pe finalul anului. Obligatoriu trebuie să fie gata tot.
da, ca să ai banii, da, să primești banii. Ori eu nu cred că o să se lucreze atât ca în 2 ani să fie gata cele două tronsoane, Târgu Mureș, Lechința, Târgu Neamț, ceva de genul ăsta. Da, da. Nici nu mai vorbim de al treilea Târgu Neamț, așa. Asta nici măcar nu apare. Nici măcar încă nu e în scrisori, ca să spunem așa. Bun, sperăm că va fi, să va face Ploiește Pașcani. Da. O să vedem și Pașcani Siret, pentru că chiar și aici, dacă există finanțare, am înțeles că sunt unele probleme cu până va fi gata studiul de fezabilitate. Da. E cam de durată, prin 2024, dacă o să înceapă, nu știu ce. Da. Domnule președinte, mai pe scurt, adică mai alert, cumva, acum pe finalul emisiunii, ați fost lider de moțiune când ați fost ales liderul aleșilor locali, PMP, da, administrația mai aproape de oameni. Ați prezenta câteva idei, combaterea sărăciei în municipiile, orașele și comunile României, stoparea declinului demografic, decizii mai aproape de cetățean, legislația electorală care să întărească democrația și să încurajeze participarea cetățeanului la deciziile politice, publice, eficiență și transparență prin digitalizarea administrației locale. Mai este timp pentru așa ceva, domnule președinte, la nivelul administrațiilor locale? E greu. Din criză în criză mergem. Bă, este timp, adică, da, bun, digitalizarea obligatoriu trebuie să fie, sunt și programe, da, pe așa ceva, finanțate, adică, da, e păcat să nu le prinzi. Problema cu creșterea demografică, aici avem o mare problemă la nivel de țară, da, și, nu știu, cred că și la nivel de Suceava, pentru că și aici avem mai mulți decedați decât nou-născuți. Da, așa chiar e, la conform nivel, statisticilor, da. Atunci am hotărât și să venim cu proiecte de hotărâri PMP în Consiliul Local, unde suntem reprezentanți pentru a da o anumită sumă de bani nou-născuților, lucru care se întâmplă peste multe țări din Europa și a început și în China în momentul ăsta să se dea... Și mi se pare că este o inițiativă chiar la nivelul comunei orașului Salcea. Orașului Salcea, bine, am auzit și... Da, ceva de 3.000 de lei, bine, ca proiect. Am înțeles, da, am înțeles, da. 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 Deci ar trebui gândit și la nivelul municipiului? Și la nivelul municipiului, da, bine, l-am auzit... nu știu dacă a fost imediat după ce am luat noi decizia, așa, dar am auzit și domnul primar că vrea să inițieze o astfel de hotărâre cu 2.500 de lei, parcă. Mm-hmm. Ceea ce e un lucru bun. Da. PMP o susține. Chiar dacă aici va fi inițiativa dumnealui, PMP o susține această inițiativă pentru că avem o mare problemă cu creșterea demografică. Dacă și chinezii se plâng, atunci noi trebuie să plângem și mai tare. Și mai tare, da. Mai aveți un of, partidul, legislația electorală. Eu știu, ați uitat, n-ați uitat cu reducerea, da, sau nu mai are, iarăși, n-avem timp sau nu mai are cine discuta, da, reducerea, bine, numărului de parlamentari. Bineînțeles că astea rămân proiectele noastre în continuare, reducerea numărului parlamentar, primar în două tururi, dar în momentul ăsta... Cu cine să discuți? Cine? Alianța PSD, de PNL, reduc parlamentarii? Acel pol de dreapta, da? Exact, exact. Pentru că și aici eram compatibil cu USR-ul și USR-ul își dorea reducerea numărului parlamentar și alegerea primarilor în două tururi. Ce chiar am fost nervos pe USR că în momentul în care am intrat la guvernare cu PNL, au cerut ca în cele 90 de zile să aprobe legea cu alegerea primarilor în două tururi. Lucru care nu s-a întâmplat. Mm-hmm. Asta e democrația adevărată. Nici nu se va întâmpla până în 2024, nu? Nu se va întâmpla, cu siguranță. Nu, nu. Da. N-ai cum să așa, pentru că 90 și ceva la sută din primari sunt primari PNL și PSD. Cum se facă lucrul ăsta? Domnule președinte, PMP-ul la nivel național a tras atenția asupra riscurilor seismice, dar în ceea ce privește școlile. Și o chestiune de sezon acum, pentru că aveți mari bătăi de cap,
natura s-a mai războit puțin, cad arborii peste mașini, scandal, și aveți și aici părți pro și contra. Da. Vara nu tăiați, iarna de ce n-ați tăiat? Trebuia da, să... da, chiar au fost câteva, au fost zilele astea destul de grele, cu zăpada asta care e foarte moale și a îngreunat foarte mult copaci, în special cei din specia conifere. Conifere, da. Da, dar lucrul ăsta nu e prima dată când se întâmplă. Au fost destule ierni când s-a întâmplat așa ceva, însă acum, într-adevăr, au fost și câțiva copaci care au avariat niște mașini. Nu discutăm acum că nu știu care mașină era parcată undeva unde nu avea voie, da. Că o mașină pagubă e pagubă de acum. A fost avariată, era parcată în fața garajului, a căzut un copac pe ea. De ce omul n-a băgat mașina în garaj? Era garajul lui, dar o ține da. Afară, că înăuntru probabil avea magazie de nu știu ce. Da, dar cu natura nu poți să te pui. Eu nu aveam, am primit zeci, sute de telefoane. Cred că am avut intervenții, vreo sută și ceva de intervenții cu echipele de la domeniul public. Erau oamenii... muncitorii terminați, da. Uzi, da. Lucrau ore în șir, am lucrat și câte 12-14 ore cu multe echipe, dar nu poți să faci față la toți. Încet, încet le rezolvăm pe toate. Domnule director, domnule președinte, acum sunteți director. Structura pe care o conduceți, oamenii pe care îi conduceți, nu intervin fără anumite aprobări care se dau pe linie de mediu, da? Biroul de mediu de la Poliția Locală, da, și protecția mediului, așa, ok. Domeniul public este, este executant. Executant. Când primește da. Acel aviz, trebuie să execute acela lucrarea. Aviz. De tăiere, de toaletare. Bun, punct. Să zicem, nu primiți aviz pentru un arbore, da, de la protecția mediului. Și totuși, cum ați spus ceva mai înainte, nu te poți pune cu natura, copacul... Exact. Cade peste o mașină. Arborii cine sunt răspunde? Verificați... Adică până la urmă omul rămâne cu o pagubă și zice, domnule, cine? Că un specialist se pronunță, domnule, nu, copacul este sănătos, va rezista. Arborii se verifică de către biroul de mediu de la Poliția Locală. Există o comisie formată din specialiști, silvicultori în special. Da. Se fac poze la acei arbori. Da. Se transmit către agenția de mediu și agenția de mediu vine în teren și verifică tot cu specialiști, cu silvicultori. Da. Îl avizează sau nu îl avizează? Da. Ei, rămân mărturii și acele poze, pentru că se vede clar. Bun, dacă ei văd că e scorburos, dacă are o mare problemă, îl avizează la tăiere. Da. Nu e o problemă asta, dar dacă e sănătos, te uiți la pe el. Pe din afară, da. Pe din păi. Afară. Și poate chiar e sănătos până la rădăcină. În chiar și până la rădăcină. Cel care a căzut pe strada scurtă era perfect sănătos. Efectiv s-a dezrădăcinat. Solul foarte umed, multă apă în el, greutatea zăpezii era o larice, cred, greutatea zăpezii foarte mare, s-a dezrădăcinat, pentru că rădăcina lui e în adâncimea, nu în bun, și păgubitul lateral. Dacă începe să caute un vinovat, nu, are șanse? Nu cred, nu cred că nu cred să aibă șanse. Mm. Nu cred să aibă șanse că... Da. Nu era un copac bolnav. Adică se poate face și o expertiză și tot ce trebuie, dar nimeni n-a cerut tăierea acelui copac, cu siguranță. Mai inventariem și noi cererile care le avem, să vedem, aveam aviz sau nu aveam aviz, că mai sunt avize care încă nici n-a reușit să tăiem toți copacii de pe avize, pentru că sunt lucrări da. Destul de greoaie. Dar, într-adevăr, cum ați spus, aici apare... problema. Vara, oamenii fac cereri pentru tăiere, tăierile se fac în toamnă. Când te apuci de tăiat sau auzi că s-a făcut cerere pentru a tăia copacul respectiv, oamenii din zona respectivă nu-l tăiați, apar voci, nu-l tăiați, nu-l tăiați, sunt probleme. Mm-hmm. Contestă tăierea și atunci nu se taie. Iarna, când apar problemele astea cu săpadă, toți vor tăiați copacii, că e o mare problemă. Veniți să-i scuturați, tăiați, că sunt înclinați. Zeci de cazuri am avut cu poze, că ei sunt înclinați de la zăpadă,
zăpada aia cade și își revin. Și atunci nu poți chiar să tai toți copacii care sunt un pic înclinați de la zăpadă sau cu vârful înclinat. Da. Își revin. Asta e natura, asta e mersul. Dar, într-adevăr, trăim într-o era informatice, a Facebook-ului, a online-ului, toată lumea își dă cu părerea, toți sunt specialiști în orice și de aici scandaluri. Domnule președinte, de ce doi lideri carismatici, apreciați, și mă refer la domnii Tomac și Andrănache, nu sunt și vedete politice? Dacă vorbesc în numele meu, dar nu mi-am dorit niciodată să fiu o vedetă politică. Mm-hmm. Știți că fac politică din 2016, atât PMP, nu am mai fost în partid. Poate v-ar ajuta dacă... Și, bun, dacă mi-am dorit ceva, mi-am dorit să continui administrație locală, efectiv. Faptul că am ajuns să fiu lider, să fiu vicepreședinte a partidului la nivel național, să fiu liderul Ligii Aleșilor Locali la nivel național. Bun. Acum, eu sunt mai tehnic, sunt inginer. Mm-hmm. Cu vorbitul, cu minciunile, credeți-mă, nu prea le am. Am înțeles. Bun, la mine lucrurile sunt clare, tehnice și punct. Da. Două chestiuni pe foarte scurt, în două minute să răspundeți. Eugen Tomac e vedetă politică. Deși poate spun unii că nu dă bine pe sticlă, dar e un om extraordinar de pregătit, extraordinar de corect, tânăr și de mare viitor pentru România. Eu îi prevăd chiar un viitor mare în politică și merită omul ăsta să facă politică la nivel înalt. Da, scuze. Două chestiuni. Candidatura în 2024, a dumneavoastră, pentru primărie? E dificil de spus acum, mai ales că discutăm de o alianță, discutăm cu totul pe masă, se face alianța, vorbim de cele mai bune variante. Vom vedea, finalul 2023, începutul 2024, vom clarifica și lucrurile astea. Da. Anul trecut, la Congres, a spus PMP un nou început pentru România creștin-democrată, partidul născut în 29 ianuarie 2014, 9 ani au trecut, e pe calea cea bună partidul Mișcarea Populară, la nivel local și la nivel național? Eu zic că e pe calea cea bună, pentru că cumva... Și-a atins țintele propuse? Cel puțin la nivel local, partidul a crescut foarte mult. Că am avut problema asta și n-am intrat în Parlament în 2020, sunt multe de discutat, le-am mai discutat și nu cred că a ținut numai de noi. Din păcate. Altfel ar fi fost, altfel am fi stat în momentul de față dacă eram partid parlamentar. Dar PMP-ul merge înainte și cu siguranță, deși unii spun că n-a intrat în Parlament în 2020, va dispărea, noi vrem să arătăm că se vom fi în Parlament în 2024. Ca și formațiune politică, veți face o figură mai bună în 2024? Într-o alianță. V-am spus. Da. Într-o alianță. Deci deja discutați în această matrice. În această matrice, pentru că, vă spun, e greu să atacăm și încă ceva. Toată lumea e contra noastră. Deci, vă spun, toată... Bine sau rău? Deci, aproape toate partidele sunt contra noastră. De la scandalul care îl avem cu președintele Deaconescu, fostul președinte, de la procese, adică nu poți să blochezi un partid dacă nu ești susținut de cineva și noi știm lucrul ăsta. Mm-hmm. Atât PSD-ul, atât PNL-ul. Vor să ne înghită, vor să ne ia la bucată. Au fost discuții și cu PNL-ul, știți, pentru fuziune. Da. Nu s-a vrut, acum aș doresc iarăși. Noi am zis că mergem pe calea noastră, într-o alianță de dreapta. Sunt bineveniți și ei dacă consideră că vor așa ceva. Da. Domnule președinte Andrunache, vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu și... O primăvară cât mai frumoasă. Da. Mulțumesc atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Numai bine!